Premieră națională, am mai cântat niciodată piesa asta, o piesă foarte agresivă, gândiți-vă că e vorba de Mary Bloody, Bloody Mary, deci de regina cea sângeroasă a Angliei, Maria Tudor. Anul acesta se împlinesc 140 de ani de când a scris poezia Eminescu, în 1876. Dai un timpan și 10 tobe mari și 100 de tromboane și trebuie agresivitatea din această piesă este fantastică. Eminescu, de fapt, luase cunoștință de Maria Tudor prin piesa lui Hugo.